Patru adulți și doi copii din Pitești și-au văzut moartea cu ochii aseară după ce și-au condus o rudă pe ultimul drum, au mers la parastas și s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Din fericire și-au dat seama la timp ce se întâmplă și-au sunat la 112. După ce au participat la înmormântare, victimele s-au dus la un parastas. La un moment dat au început să se simtă amețiți. Inițial au crezut că mâncarea este de vină, dar pe măsură ce simptomele s-au agravat, au înțeles că soba este defectă. Au ieșit imediat afară și au chemat salvare. Haide să faci. Două ambulanțe și un echipaj SMUR s-au deplasat la fața locului. Din fericire, oamenii au primit ajutor la timp. Nu este niciunul dintre ei în stare gravă și au revenit. Totuși, medici au decis să-i mai țină o perioadă sub supraveghere. Între timp, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.